Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai impresionante obiective de arhitectură gotică și renascentistă din Europa, fiind adesea plasat printre cele mai frumoase castele din lume, își asumă și în acest an un rol activ în promovarea României și a obiectivelor turistice importante din țară. Astfel, în perioada 26-27 mai 2023, Castelul Corvinilor din Hunedoara este gazda celei de-a 8-a ediții a evenimentului Târgul European al Castelelor. În zilele de vineri 26 și sâmbătă 27 mai de la ora 10 până la ora 20, 18 expozanți vor prezenta publicului la Muzeul Castelului Corvinilor, în standuri dedicate, cetăți, castele și muzee, obiective turistice importante din toată țara. Târgul European al Castelelor cuprinde însă și alte activități destinate în special publicului, derulate în curtea husarilor. Lupte medievale, dansuri, lecții de tir cu arcul, lecții de spadă, reprezentații ale Ordinului Cavalerilor de Hunedoara și ale Cavalerilor Cetății Roșii din Sibiu. Un târg deja de tradiție la Hunedoara, deoarece vorbim de cea de-a 8-a ediție. Ca și în anii precedenți, dată fiind restaurarea castelului, acest târg se va desfășura în curtea husarilor, practic în fața castelului, unde se va reamenaja acel sătuc medieval, dacă pot să spun așa, în care cei care s-au înscris la târg pot să vină și să-și promoveze obiectivele pe care le administrează. Toată atmosfera va fi condimentată, ca să spun așa, de ordine cavalerești, care vor desfășura activități de reenactment și de interacțiune cu publicul, iar în sprijinul producătorilor locali venim cu organizarea în imediată apropiere și a unui târg a producătorilor locali, astfel încât vizitatorii din țară, dar și din străinătate care vin la Castelul Corvinilor să poată gusta în totalitatea ei Hunedoara. Vineri 26 și sâmbătă 27 mai sunteți așteptați acasă la Hunedoara la cea de-a 8-a ediție a Târgului European al Castelelor.